Silvia Șerban este invitata ta astăzi la Prietenii de la 11. De ce te uiți încolo? Vrei bezele? Mă uit la Ioana. Ultima oară când ne-am văzut, n-am reușit să mănânc decât jumătate de bezea. Am rămas datoare. Îmi cer restul de bezea. Oprește-mi și mie. Ce faci? Da. Nu mai bezele mâncăm. Bezele. Mai bezele? Da. Pe bune, când terminați? Eu nu plec de aici până nu-mi dai să mănânc ce bezelele Ioanei. Foarte bine, rămâi Mirela cu noi până la final, pentru că astăzi până la final rămâne și trupa Fristei alături de noi. Cântă toată ziua Florin și trupa lui. Ce ne-ai adus astăzi? Ne-ai adus-o pe Silvia Șerban? Azi am adus, aș putea să spun că este mai mult decât o colaboratoare, este o prietenă, pentru că ne știm... Am negociat, am nu spunem perioada. Am negociat perioada. Să spunem că ne știm de când eram mici. Mult mai bine, îmi pare că sună foarte bine așa. Ne știm de când eram mici. Silvia face modă din totdeauna, practic, și... 20 de ani, cam. Da, da. Și este unul dintre designerii foarte cunoscuți în România, foarte apreciat și foarte constantă în tot ceea ce a făcut, pentru că moda și creativitatea a fost o constantă în viața ei, pe lângă alte proiecte senzaționale despre care o să vorbim dacă avem timp, și doi copii, și acum îmi spunea în culise că face un curs de, de? Actorie și încă și... unul de șaman. Vai de mine, dăm din, dăm din timp casă, pentru toate. Așa. E timp, că vrei să faci, găsești timp, și sunt preocupări pe care le-am găsit și utile și plăcute, și chiar mă ajută mai departe în carieră, pentru că descoper lucruri la care nu m-aș fi gândit până acum și mă bucură. Pentru că Mirela vorbea de 20 de ani de activitate, aș întreba cum ai reușit, Silvia, să ne tutuim, cum ai reușit să rămâi în industria modei 20 de ani, încercând să schimbi de fiecare dată, dar păstrându-ți totuși linia ta. Pot să spun așa, cu o doză mică de nebunie, una mai mare de curaj, și fără modestie și talent. Cred că sunt pot confirma. În meseria. Da. Silvia reușește în fiecare sezon să-și păstreze amprenta stilistică, să-i vezi acolo ADN-ul, dar cu toate acestea să vină mereu cu ceva nou, să schimbe. Știi că noi urmărim, că ne treabă mereu lumea: dom'le, dar voi cum vă alegeți designerii? Păi este simplu, vreau să văd, dacă mă uit pe un ștender și pun mâna pe o haină, să știu a cui este haina respectivă, fără să mă uit la etichetă. Iar la Silvia Șerban vezi lucrurile astea din prima. Îmi place că are produse extrem de versatile pe care le poți combina și le poți purta, sunt multifuncționale. Multifuncționalul e un fel de label pentru mine. Îmi place să fac haina astfel încât să poată fi folosită în mai multe ocazii, să nu te plictisești de ea și să-ți provoace creativitatea, să vezi în haină un sprijin, un suport, cum e un costum de teatru pentru actor, știi? Ori îl susține și îl face să fie aplaudat, ori din potrivă, nu știu, primește. Asta pentru că Silvia face și costum de teatru și costum de film, adică nu este doar un designer, este o personalitate extrem de creativă, hai de complexă. Hai să lăsăm ținutele să vorbească și să vedem, mi-a stârnit curiozitate. Eu mai vroiam să mai vorbesc, să-ți mai spun. Păi da, vorbim despre ceea ce o să vedem. Este o colecție de toamnă-iarnă. E toamnă-iarnă. Avem 2017-2018. Da, e o colecție. Eu nu prea mi-aleg sursa de inspirație așa din obiect sau din conceptele mă atrag cel mai mult, și de data asta e un concept care mă preocupă de ceva timp. Nu intru în detalii, dar se referă la cam tot ce am citit în ultima vreme despre Carl Jung și umbre și mii oglinzi și ce reflectăm în exterior și cum ne, exact, și cum ne afectează ceea ce vedem în exterior pe noi în interior. De-aia nu zic mai multe despre asta, pot să spun despre haine, că nu e o surpriză că folosesc negru. Mult negru. Silvia de obicei pentru sezonul de toamnă iarnă se axează pe negru, argintiu, culori închise, sigur dublate de transparență și de texturi diferite, iar pentru sezonul de primăvară-vară de regulă face pe alb.
A, deci da, negru lucrurile sunt simple. Sunt simple, nu ne complicăm. Și ca materiale, în primul rând aș întreba ce se poartă în toamnă-iarna asta. La mine se poartă transparent mult. De exemplu, ținuta asta sprijină conceptul foarte mult. Kimonoul ăsta, care e și el în tendințe, e din piele și formează un fel de scut, o armură pe care de obicei ne o punem când ieșim. Exact, pe dedesubt, văzându-se de fapt darul. E pentru prima oară, cred, a doua oară când folosesc puțin roșu într-o colecție. Da, e o premieră. By the way, este prima dată când arăt colecția public. Aha, deci am venit cu avant-premiera. Da. Da, transparent mult, îmi plac texturile, să le combin, să le amestec astfel încât să intrige, să te facă să îți pui întrebări. Zi. Te uiți la încălțăminte, nu? Da, e un toc deosebit, nu știu. Și nu numai tocul, ci și accentele. Observăm în toate creațiile Silviei un fel de teatralitate, adică nu avem niște piese minimaliste duse în extrem. Sigur, ele sunt simple, dar au o poveste în spate. Întotdeauna te invită să descoperi mai mult, au detalii pe care nu le vezi poate la prima vedere, au această multifuncționalitate despre care vorbeam mai devreme. Uite, spre exemplu, acest trench, îl poți purta și așa, îl poți... E trench, asta este un trench, e un trench, nu? Da, poate fi purtat foarte larg, deci cu șnurul desfăcut, deci un volum foarte mare sau strâns, legat pe talie. Vorbești foarte frumos despre mine. Discutăm ceva, un PR, o colaborare pe PR, putem? Tu nu ai nevoie de PR pentru că... Mi-am place! Ceea ce faci vorbește de la sine și numele tău e... Silvia, dacă vreți, este una dintre persoanele care a pus bazele a ceea ce înseamnă statutul de design român în România, în mod evident și nu numai. Și deși este foarte rar din cochilie, adică este o minune că am reușit să o aducem astăzi la prietenii de la 11, e o prezență consistentă și constantă. Vă urmăresc din umbră, să știți, sunt... Da. E la like-ul ăla care vine din când în când, e de la ea. Da. Mulțumim mult! Aici avem o combinație, da, un colaj de catifea, un material superb care deja are un feedback foarte bun. Am combinat și lână și dantelă și catifea asta perforată. Tocmai ca să sprijin ideea, vezi că și pe piele se vede interesant în transparență și pe opac. Mie mi se pare intrigant, mie mi se pare că mă apropie fără să fie o ținută care să țipe, vreau atenție. Este... acordă-mi atenție. Sunt departe de a fi genul celor care țipă sau care... Țipă și ele, dar într-un alt fel. Uite ce bluză interesantă. Da, eu o ținută un pic obraznică, dar eu curajos. Eu obraznică, dar o întoarcem cu spatele. Ceea ce am rugat-o să și facă. Mi-amintesc că la Silvia am văzut pentru prima oară, cred că acum 15 ani, un croi de pantalon cu de pantaloni cu chiloți la spate, nu? Un decolteu foarte adânc pe spate și ce mi-a plăcut era că deși era extrem de senzual, nu avea pic de vulgaritate în el, produsul respectiv. Mi-a plăcut foarte mult pantalonii aia. Nu, îmi place și mie ținut asta. Da, te-ai descurcat, nu? Parcă ai ieșit ceva. E mult negru în iarna asta. Nu mă pot abține. Acum și întotdeauna va fi negru. Asta e o ținută, să zic, multifuncțională. Am optat să o prezint așa. Vezi că e ridicată partea stângă. E un sistem de închidere ascuns, astfel încât să poți purta trenciul ăsta și scurt în partea din față, dar și lung, să devină și trenci și rochie trenci. Aha. Și deci evident, putem adapta ținutele... Majoritatea ținutelor la mine sunt așa, ți-am spus, în
Au un plus de confort în viața asta agitată a noastră, de alergând dintr-o parte în alta, de pleci dimineață și nu mai știi când ajungi acasă. Să ai cu tine tot ce trebuie. Să ai și confort, dar și o ținută pe care o poți avea perfect pentru dimineață sau chiar pentru un birou și prin accesorizare să o duci seara într-o zonă mult mai elegantă. Am citit aici un citat, un favorit al tău, Silvia. There you make peace with your mirror. Să faci pace cu oglinda. Cu reflexia ta din oglindă, practică. Practic, să te simți bine în pielea ta. Exact. Și să te accepti așa cum ești. Și cu părțile luminoase și cu alea mai întunecate, pentru că altfel nu există. Nu poți să fii doar în lumină. Cine stă în lumină are și umbră. Uite, aici. Trebuie acceptată. Silvia Șerban și Mirela Bucovician astăzi în Molecula de Succes la Prietenii de la 11. Vă invit să mai rămâneți alături de noi până sunt gata bezelele, că dacă am făcut o promisiune, trebuie să ne simțim bine aici. Sigur că da.